Salutare tuturor fraților și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. V-aș ruga să nu uitați să dați acolo un like și un subscribe, pentru că astăzi, fraților, o să cumpărăm un hack pe Minecraft. Efectiv, ați auzit bine, deci v-am spus, dați un like și un subscribe și hai să vedem care e faza cu hack-ul ăsta. Fraților, după cum puteți observa, suntem aici pe Minecraft Bedrock Edition și avem aici pe Marketplace Ultimate Hacker Client. Deci că clientul ăsta are tot ce ai nevoie să fii un hacker pe Minecraft. Zice că ai X-Ray, ai Fly, ai Killaura, deci ai tot ce ai nevoie ca să fii un hacker. Deci practic trebuie să dăm bani. Vedeți că costă aici ori 660 ori 20 de lei. O să plătesc cu bănuți din ăștia, pentru că eu deja am băgat banii mai devreme. Și o să vedem care este faza cu Ultimate Hacker Client. Ia! Unde sunt, mă? Ce se întâmplă aici? What? Ah, ok. Și ce am în inventar? Guidebook și Hack Controller. Ok, bă, deci ce se întâmplă? Asta e baza mea de hacker? Presupun, ia să vedem, mamă, se ca mai multe de-astea pe aici și mai multe guidebook. Ok, și spune că ăsta e un manual care ne învață să fim hackeri, practic, ok? Deci, two different kinds of hacks, deci sunt două tipuri diferite de hack-uri. Toggle hacks, care poți să le dai turn on, off, și activation, pe care le folosești cu iteme. Deci ori folosim iteme, ori dăm on, off la ele. Avem fly hack. Ok, deci te lasă să zbori, X-Ray, avem aici God Mode, ești nebun, adică nu mai putem să murim, Laser Hack, ești nebun? It shoots powerful laser, ok, Killaura Excavate, adică să minăm așa nebun, știi ce zic? Mamă, dați un like, eu suntem mari hacker, ești nebun, Haste Hack, uite, tot așa, să minez super repede, Platform Hack, nu știu ce face ăsta, îți pune platformă de glass sub tine ca să poți să mergi pe cer, ești nebun? Bridge hack și speed hack, ok. Deci astea sunt hack-urile și avem aici baza noastră. Mamă, ești nebun, ce asta? Ia. Avem mark de hacker, ești nebun? Am pus și armura asta. Ce credeți că am pe armură, băieți? Ia ziceți, ce credeți că am eu pe armură? Am niște enchanturi destul de ok, pot spune. Adică sunt destul de decente enchanturile astea, trebuie să recunosc. Vreau și eu această sabie. Pot să iau și o sabie? Da. Asta îmi doresc, bun. Nu ne mai trebuie guidebook-ul ăsta, o să pun ăsta aici, o să pun ăsta aici, pentru că sunt șmecher și iau și tridentul ăsta, că sunt chiar șmecherul de tot. Ok. Și aici ce mai avem? Uite-mă toate astea, dar nu ne-a dat și nouă săgeți, adică eu am marcul ăsta degeaba, cum ar veni. Și avem aici computer, altceva mai avem, putem să ieșim de aici? Ok, dar vreau să văd computerul. Așa, gata. Bun, deci avem aici computerul și acolo patul nostru. Ia! Mamă, lol! Mining player fighting, ia! Hack-uri de minat, choose a hack. Mamă, cum arată, bro! Stai așa că voi nu le vedeți. Mamă, voi nu le vedeți. Stați așa, ia! Stai că m-am pus aici. Opa! Ok, acum ar trebui să le vedeți. Cred că e ok, nu? Vedeți ce se întâmplă. Deci avem aici choose hack. X-ray, mamă, vreau să văd X-ray. Și-am dat toggle. Ok. X-ray hack. Păi și eu cum îmi dau seama dacă merge X-Ray-ul? Ok. Stai, astea erau pe jos? Pune glass peste tot ca să pot să văd eu gen astea. Uite, acum i-am dat turn off, cred că i-am dat toggle off. Sau astea dispar după un timp. Am înțeles, bro, am înțeles. Stai așa, am luat și un pickex de hacker de aici. Vreau și un pickex, mamă, ce arăt, ești nebun. Ok, o să le punem așa, nu știu cum o să le punem, nu știu ce face Hack Controller. Hack Controller e gen un computer portabil, bro, deci avem aici, bă, dar arată șmecher, n-ai ce zice, uite cum arată locul ăsta. Și uite, pot să, opa, pot să văd pe aici prin astea, am înțeles, pentru că ăsta e stone de-aia. Uite, pentru că e stone, îmi arată prin el. Deci putem să vedem prin stone, asta face ăsta. Ok, am înțeles, bro, am înțeles, ia. Și ce e aici? E baza noastră, sunt mai multe chestii, bă, chiar sunt curios ce se întâmplă aici în locul ăsta, ia. Mamă, și unde sunt, bro? Aici avem noi chesturile. Deci asta e o întreagă bază de hacker, eu acum am înțeles care e faza. Deci toată asta, deci noi am venit de acolo, nu? Deci acolo e camera noastră, aici e camera cu chesturi, ce e acolo? Ok, o să încercăm fiecare hack imediat, dar vreau să văd ce se întâmplă aici. Aici tot chesturi sunt? Sau e altceva? Trebuie să fie... Mamă, ferme, vezi ferma aici. Bro, păi nu poți deschide asta, gen, îți bagi joc de mine? Bun, mil, ok. Da, am înțeles ideea. Ok, dacă îmi bag acum hack-ul aici, nume. Ba da, uite că era stone aici. Am înțeles, deci aici avem fermă.
Acolo aveam cameră de chesturi și mai e ceva la dreapta aici. Mai trebuie să fie ceva. Și aici sub noi nu știu ce e asta exact. Adică pot să mă duc aici sau... care e faza? Nu știu, ia. Și aici pot să ies din bază. Ia, elevator! Bro! Oh, nice! Am ieșit afară acum, boys. Acum am ieșit afară abia. Am înțeles, gata. Deci asta e baza noastră. Asta e casa noastră, gen. Și baza e aici, la liftul ăsta. Aici intri în bază. Gata, am înțeles. Și acum suntem în lumea normală. Bă, ar trebui să îmi dau și eu ăsta înapoi, nu web-ul, dacă tot... dacă tot așa, bun. Deci, acum vreau să încerc ăsta. Vreau să încerc, uite, fix aici ar trebui să meargă super, super bine. Bum, cădem și noi pe astea. Ia. Și vezi tot. Nabeleaua. A, și poți să și spargi asta. Păi dacă spargi asta, eu... Mamă! Mamă, ce lag am. Mamă, bro, ce lag am avut. Wow, ok, am înțeles, am înțeles. Bă, deci pot să fac așa și eu efectiv... A, uite, aici mi-arată cu verde pentru că aici e pământul. Și eu pot să sparg asta și când se pune înapoi... Nu se mai pune. Ce e asta cu portocaliu aici? Ce asta? E tot dirt, dar e fără de la, nu? Da. Da, 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 e tot dirt. Mamă, ce tare e asta. Bro, păi nici măcar n-am nevoie de pickaxe. Eu pot să văd doar așa. Și când ajung acolo, ia să vedem. Sparge la fel de repede asta. Bun, și avem emerald de aici, aici, nebun. Hai să vedem câte emeralde îmi dă. Câte emeralde crezi că primești și eu de aici? Bun, normal n-ar trebui să primești așa multe, nu? Adică, ia să vedem, mamă, nu mai văd nimic. Stai așa că bag iar ăsta, măcar să mai văd ceva. Ia. Am înțeles, nici nu pot să le iau de pe jos. Boys, o să-mi dea crash, o să-mi dea crash. Gata, s-a încărcat, e mai ok. Nu știu cum, dar gen, e ok. Bă, deci m-am lămurit cu hack-ul de X-ray, care este chiar șmecherul de tot, n-o să mint. Da, s-ar putea să am nevoie să arunc toate chestiile astea. Îmi pare rău pentru probabil cel mai mare lac de pe planeta Pământ. Nu, de fapt e ok, hai să plecăm din zona asta măcar. Sau nu știu, nu știu, trebuie să le dau foc, dar n-am de la flinte stil, nu mai contează acum. Bun, deci ăsta a fost primul hack. Hai să vedem ce hack-uri mai avem la mining. Deci avem haste hack. Ok, ăsta, mamă cum se vede, bro. Wow, cât de tare, sunt mare hacker, ești nebun, uite cum se vede ecranul. Da, 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 cred că așa ar trebui să meargă, gen. Da, mi se pare un minat și dacă, fii atent, dacă bagă la de zi de X-ray și ce mai avem, ce mai aveam la minat? Mai aveam, deci X-ray, excavate, ăsta nu știu ce face excavate ăsta. Oh, gen, da. De ce mi-ar mai trebui orice în viață? Uită-te și tu cum chiar că excavator ești nebun. Păi și fii atent, îmi bag ăsta de X-ray și am haste 1000, ești nebun. Ia uite mă cum mă duc. Ia uite, mă. Nu mai, gata, gata, da, cred că s-a terminat acest calculator. Deci efectiv cred că mi-a dat crash. Mi-a dat crash. Bro. Ok, fraților, am revenit după ce am dat restart la hartă și a trebuit să șterg itemele de pe jos. Doamne, ce a fost nebunie completă, dar o să mă învăț minte și nu o să mai folosesc pickaxe-ul ăsta. Plus că cu hack-ul ăsta de haste, adică... De ce ți-ar trebui pickaxe vreodată? Eu înțeleg că gen ai pickaxe, dar uite-te și tu cum sparg cu mâna. Adică, ce e asta? Gen, n-ai nevoie de el. Ok, hai să oprim chestiile astea. Deci, astea le activez doar așa. Și acum dacă intru aici să opresc și haste-ul, nu? Pot să opresc haste-ul. Uite, toggle. Și acum nu mai avem haste. O să se ducă eventual. Bun, deci am terminat cu hack-urile de minat. Hai să vedem că mai avem aici la player. Avem 3 de-astea, stați așa că iar nu vedeți. Deci avem 3 de-astea. Avem bridge hack, avem fly hack, avem speed hack și mai avem platform hack. Astea o să vreau să ne uităm peste ele și după aia ce mai avem? Stai așa că mai avem fighting, unde mai avem și aici kill aura hack, laser hack și god mode hack. Bă, astea cam vreau să le văd sincer. Chiar sunt curios de laser hack ăsta, deci eu vreau laser hack. Ok, deci ne-am băgat hack de laser, kill aura. Mamă, kill aura se bagă pe mine gen. Ia, cum merge kill aura-ul? Vreau să văd cum merge kill aura. Deci stați așa, hai să spawn. Nu, dăm de ăștia să... Zombie. Nu pot să spawnez, mamă, nu pot. A, stai mă că eu sunt pe survival. Tu, ne ferește, stați așa un pic. Bun, hai să luăm aici niște zombie. Ok, luăm mai mulți de ăștia de zombie. Ne dăm înapoi pe survival. Și hai să vedem cum funcționează kill aura. Deci fiți atenți, eu nu apăs nimic acum, da? Nu apăs nimic. Bro, și ia damage gen doar...
Uite, bine că e mor și de la faptul că e zi, dar uite-te la ăsta cu armură, da? Bro, nu poate să se atingă de mine. Bine, dar nu contează, nu e chiar kill aura, că nu contează ce țin în mână, văd că și același damage. Deci eu pot să merg acum și gen, eu doar omor tot ce e pe lângă mine. Ia, uite-i pe ăștia. Na, ursul brumii, ursul brumii. Gata, nu mai contează. Bă, cât de tare e. Vreau laser hack-ul ăsta să-l testez. Bun, hai să dezactivăm ăsta, că e super, super OP. Deci n-are cine să stea lângă mine, ești nebun cu ăsta. Mai avem God mode-ul. Ok, ne-am oprit kill aura. Vreau să pornesc God mode. Vreau să pornesc God mode, să văd exact care e faza. Deci God mode-ul ar trebui să nu mai lase să mai... Gen, să nu mai pot muri vreodată în viața... În viața mea. Păi și ce se întâmplă cu God mode? Și că God mode, dar... Ok, și eu acum dacă mă duc foarte sus, game mode creative, să zicem, da? Bun, eu mă duc super, super sus și dacă mă arunc de aici eu nu pățesc nimic. Game mode survival, ia. Bro, what? Nu, cred că e de la armură, cred că era de la armură, stai. Game mode creative. Nu mi-a dat de la the God mode, nu? Nu, avem numai laser hack. Ok, stați așa să aranjez astea puțin, îmi iau laser hack-ul și mă duc... Deci în mod normal ar trebui să-mi iau damage sau să mor de aici, clar. Ia. Bro! Păi stai și dacă... Ok, fiți atenți. Și dacă îmi iau eu lavă acum, ia stați așa. Deci luăm lavă. Boom. Și mă pun în ea aici. Game on survival. Bro, chiar sunt invincibil. Da, mi se pare corect, adică... Da, eu nu pot să mor în secunda asta. Da, e un hack destul de... Ok, cred că nu o să-și dea prietenii mei seama că am hack dacă mă joc cu ei. Ia. Mamă, cum e asta? Stai așa că nu mai vreau. Uia. Da, cred că gen dacă mă văd prietenii mei și le zic: "Hai băieți, că faci și noi survival." Uite, ăla e Rodby. Ursul brumii, boom. Mamă, ce tare asta cu laserul. Victor, pot să trag? Mamă, vezi că pot să trag, ești nebun? Bă, cât de tare. Deci asta e la fighting. Deci avem God mode, să nu poate să mă omoare nimic. Deci efectiv nu mă omoară nimic, bro. Nu poate să dea în mine, nu poate să întâmple nimic. Ia, Summon Iron Golem. Ia, și dau un el. Na, ce-mi faci? Nu poate să mă atingă. Iată. Și dacă dau un laser de ăsta, nu mai știe de el. Am înțeles, bun. Deci, astea sunt toate la fighting. Bă, cât de tare e. Tare rău de tot, ziceți voi. Dacă nici asta nu merită 3 like-uri, eu nu știu ce să mai zic. Fraților, dacă ați ajuns până aici, vreau să puneți în comentarii numărul 33. Pentru că dacă puneți un 33, o să vă dau inimioară, că o să știu că ați ajuns până aici. Pentru că nimeni nu mai dă comentarii, nu știu, nu vă mai plac comentariile. Așa că dacă ați ajuns până aici, o să vă dau inimioară dacă scrieți 33. Bă, dar asta nu mai moare, bro. Eee, nabeleaua. Nea. Nea și tu, ursul brumii, lasă-mă în pace, că nu mai suport. Ia, punem lava aici ca să nu mai facem lag. Și avem ultimele hack-uri. Avem fly hack. Cum adică fly hack, bro? Și cum zbor? Am doar feather foot. Ah! Bro, zbor. Păi și cum am făcut să zbor? Pe shift? Așa? Cum am făcut să zbor, bro? Că nu știu. Ah, că mă uit în sus, mi-aduc aminte, am mai văzut sistemul ăsta undeva. Deci mă uit în jos, bum, și mă uit în sus, gata, m-am dus. Lol, cât de tare și pot să zbor. Bă, eu chiar sunt hacker original, nu așa. Hacker de sentimente, cum s-ar spune. Ia, fiți atenți, lovesc pe ursul brumii de aici? Ursul brumii, au, oh! Mamă, cât de prost am tras. Bă, vreau și ăla înapoi, s-a mai întors. Hai că s-a mai întors, că de-aia de hacker și nu se mai întoarce la mine. Ursul brumii. Mamă, păi zici că sunt din Spider-Man, din toți ăștia cu Marvel, cu Avengers, zbor, tracu de-astea. Bă, deci e tare rău de tot, îmi place și ăsta cu zburatul. Ok, hai totuși să-l oprim ca să le testăm și pe restul. Mai avem Bridge Hack. Bridge Hack can be activated with Excavate Item. Ah, deci... Speed Bridge Hack. Păi stai, cum îl folosești? A, face așa în față. Am înțeles, bun. Și cică cu excavatorul pe care îl avem aici. Și cum faci? Stai că nu înțeleg, adică am excavat, dar degeaba. Bro, chiar îmi trebuia ăla să zbor acum aici, nebun. Dar stai așa că sunt invincibil și o iau pe aici prin lavă. Ok, stai așa că eu n-am înțeles o chestie. Deci cum mă activez cu excavatorul, că nu prea-l activez gen cu excavatorul. Nu știu cum să vă zic eu. Dar mă rog, gen, poți să-ți apăsa și să... Dar se oprește, mă, când îl... Ok.
Deci poți să faci așa ceva de genul. Oh! Am înțeles, da, asta e, e ok, dar gen, de ce îi faci asta când poți să zbori, bro? Adică, pe bune, dar uite, poți să construiești ceva așa, presupun. Dar nu știu ce zicea de excavatorul ăsta, că poți să-l activezi cu excavatorul. Cum îl activezi cu excavatorul, bro? Da, nu știu. Bun, hai să vedem ce mai scrie apa acolo. Poate am ratat eu ceva? Deci, the bridge hack can be activated with the... Bă, păi, atunci nu știu, bro. Place a bridge of glass. Adică n-am înțeles, mă rog, nu mai contează. Și avem platform hack, mai avem. Și ci că hack controller places a platform of glass below. Ok, și asta ce... E ca Roblox, băieți. Știți în Roblox când ai chestia aia, itemul ăla și poți să mergi așa și se face pod sub tine? Iată, asta e tare. Păi speed bridge hack ăsta e cam useless. Adică de ce l-ai folosit pe ăla când îl ai pe ăsta, știi? Ăsta chiar e șmecher, n-ai ce spune. Trag și cu lasere dacă mă enervez pe aici. Dă-i mă, mamă, sparg tot pe aici. Tare rău de tort, îmi place. Și mai avem ultimul hack care este speed hack. Care ăsta, mă rog, ăsta nu cred că e așa. Adică doar mergi mai repede și asta e faza. Și ăsta e clientul de hacker, băieți. Ce părere ați avut de clientul ăsta? Nici nu mai pot să mă omor acum dacă vreau. Ești nebun, nici dacă vreau. Ia dau kill în consolă. Hai mă că am mers, m-am omorât așa. Și ne-a spawnat la noi în bază aici. Bă, eu încă am hack-uri băgate, Doamne, pe aici pe computer. Deci chiar e șmecher, nu știu ce părere ați avut voi de acest episod și de acest client, dar eu zic că e destul de șmecher. Am dat bani real pe clientul ăsta ca să mă joc cu prietenii mei și o să-l invit pe Rodby să-i dau bully pe aici. Așa că dacă vă plac clipurile de genul și ați mai vrea să facem chestii de genul în continuare, dați acolo un like și v-am spus comentariu cu numărul 33 dacă sunteți șmecheri. V-am pupat și ne auzim și noi data viitoare și pa, și pa!